Noua sursă de coins a venit. Puteți lua coins leveling sau conturi pline cu coins de pe buyerfifa.com și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Dacă vrei jocuri pentru console la cele mai mici prețuri, intră chiar acum pe linkul din descriere și folosește codul QUICK pentru 5% reducere. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din, bineînțeles, cunoscuta serie Road to Glory cu Portsmouth. Da, o să jucăm meciul din Capital One Cup cu Sheffield, cu echipa asta cu Galisi, Kimin, Wokardoza, Ndidi, Akapo, Wallace, Diabate, Seniorelli, Jimenez, Boga și în atac este, bineînțeles, Akpom. Haideți să începem acest meci, Sheffield United. Sper să-i bat rău de tot și asta cred că o să fac. Adică, na, eu am întărit, poate și ei s-au întărit, dar cine știe. Ok, să înceapă primul meci din acest episod. O să încheiem în acest meci, în acest episod, pardon, și perioada de transferuri. Poate mai aducem un LM împrumut, de ce nu? Opțiunea de cumpărare sau mai știu eu ce. Akpom! Pe lângă poartă. Începem cu un șut slăbuț de la distanță. Iar acum de Grimaldo sau ceva, Diabate recuperează încă o dată. Diabate este noul Atangana, aparent. Nu mai țineți minte pe Atangana. Boga o minge către Diabate, Flynn revine, însă Diabate fenomenal acolo, o minge pe jos, apără portarul și cu capul încă o dată. Cine a fost ăla? Ăla a fost Signorelli? Adams acum. O centrare în care Holt, Galisi respinge. Wow, ce minge, mă, dar a fost offside aparent. Ok, dar a fost ocazie bună oricum. Foarte bine, Diabate, încă o recuperare magnifică a CDM-ului nostru, însă m-am dus și eu extrem de prost acolo. Oh, Akpom a rămas întins pe gazon, what the fuck, ridică, na. Akpom se accidentează, din păcate, după un duel acolo cu un adversar, trebuie să fac schimbare, o să-l bag pe Cornet, pentru că Dungu este obosit. Ninge acolo la Flynn. Flynn în spate la Brayford. Excelent, Jimenez. Bine, Signorelli. Hai, Jimenez. Boga o minge acolo. Excelentă către Jimenez. Jimenez. Jimenez pe jos. Ce dracu, Cornet, ești handicapat. Uai, de pula mea cum a trecut acolo. Bă, du-te, bă, de aici, Cornet, prost ce ești. Ndidi. Trimite acolo, minge către Akapo. Diabate. Minge acolo la Boga. O, pleacă Cornet foarte bine. Ce pasă bună și poate să fie gol aici. Cornet, gol! Pasă genială acolo. Și golul a venit. Simplu, simplu, simplu. Iată acolo pasa lui Boga. Cornet, doar o simplă formalitate această finalizare. Maxwell înscrie cel al doilea gol în Capital One Cup. Axel Cornet. A avut el o ratare mai devreme, de iată că acum a reușit să treacă peste acel moment, iată, și a înscris lejer. Și la acest scor merge mai departe, să vedem acum, este gol, greșeala lui Cardoza, greșeală imensă în apărare, iată. Uitați-vă la, doamne, ce intervenție, Magnulti înscrie și este 1-1, am condus foarte mult, ce să zic. Aoleos, Google, cum a stat acolo. Oh, ce pasă, Cardoza, intervine bine. Își răscumpără greșeala, iată. Această intervenție bună. Pleacă acolo, excelent, Cornet are viteză decentă. Du-te, Cornet, poate să fie 2-1 în acest moment. Apără portarul. Fantastic, mă. Este penalti. Intervenție de neam prost acolo. Și este penalti pentru mine. Și pot să scap de prelungiri în acest meci. Iată, cum dracu să intri cu... Ai de pula mea, mai puțin și ridica până în vârful capului, mă. Cum dracu să intri așa, mă, cu piciorul ridicat. Vai, 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 vai. Urât, urât de tot. Nu o să bat cu Jimenez. Fuck it, no. O să bat cu Cornet, are 68 la... 60, da, 68 la penaltiuri. De ce dracu nu se... e bug sau... Ah, ok. A fost ceva glitch. Fanii acolo stau cu mâinile încrucișate, iată. N-am observat asta până acum, la penaltiuri. Cornet! Gol! Gol dublă pentru Cornet! Ai de pula mea, ce-i cu ei, mă, ești nebun? Ce picior i-a futulul ăla? Ați văzut?
Da, este gol, este gol. Cornet înscrie din penalti, reușește dubla. 3 goluri în pieptă lua în cap. Și probabil calificare în acest meci. Penalti stupid acolo. Și este final! Victorie cu ceva noroc, ce-i drept. Dar am ratat ocazia acolo cu cornet singur, cu portarul destul de urât. Mark Nulti, omul meciului. No, cornet 8.9. Seniorelli 8, Diabate 7.2, Diabate un meci foarte bun, în Didi foarte bun și el. Cardosa însă a fost foarte slab în această partidă. Și da, mergem mai departe spre deadline day-ul la transferuri, poate mai reușim să aducem ceva, de ce nu? Da, i-am prelungit contractul lui Pouk, a acceptat. 3 luni, vai, Akpom 3 luni și a rupt glezna. Ai, 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 urât, urât de tot. Hai, poate mai primim ceva oferte de transfer, poate vând ceva, nu știu. Adică ar fi bine pentru mine, zic, să vând din jucători și să iau un LM. Am nevoie de LM, clar. Da, perioada de transferul s-a încheiat. Nici ofertă n-am mai primit pentru jucătorii mei. Și simulăm aici către meciul cu Ipswich Town. Ipswich, nu știu exact pe ce loc sunt. Iată Middlesbrough pe locul 2, Sheffield pe locul 3. La egalitate de puncte. Rotherham se ține bine. Poate vor promova și ei, de ce nu? Ipswich, Ipswich pe locul 5. O să jucăm, bineînțeles, acum la început jucăm majoritatea meciurilor. Barca m-a acceptat și el contractul, bun. Ok. East și Seniorelli vor să plece. V-ați trezit și voi acum, mă, când s-a terminat perioada de transferuri. Avem meci cu Ipswich, azi vedem ce echipă facem, din păcate Akpom. Mamă, sunt ăștia plecați la echipele naționale, băgați, ei, pula. Aolo, și trebuie să joc cu rezerve. Bine că Fiola nu e. Dar se pare că Luchini e chemat la național. Îl ții pe Cardoza aici. Da, și Morales e, fuck, Butler. Parcă nu e, bun. Zelalem nu e nici el, logic. O să jucăm cu Com. Vreau să-l testez. Gnabry, bineînțeles că nu e la națională. Aici jucăm cu Gafur și în atac îl băgăm pe Dungu. Gafur și Dungu în atac. Hai să facem și banca de rezerve. S-a venit o probabil la națională. Vegas. Să-l băgăm pe Vegas în locul lui Fiola. Mai dă-l dracu pe Fiola. Fiola nu mai crește aparent. Da. Pal și Galisi plecați la națională. Hai să dăm aici. Aveam ceva pe bancă. Ceva jucători plecați. Nu mai contează lucrul ăsta. Acum putem să începem următorul meci cu Ipswich Town. Jucăm pe vreme frumoasă, ceea ce e bine. Com debutează în acest meci. Să sperăm că va fi un jucător bun. De ce nu? Și poate și puțin potențial acolo. A, te rog. Hai, mă. Hai puțin. Gafur, să sperăm că o să intre și el în formă bună în acest meci. Com recuperează bine mingea. O pasă acolo la Madeira, care urcă și el în atac, aparent. Iată, mai știe și din astea. Gnabry. Mingea acolo către Gnabry. Șutul blocat și Bialkowski prinde. Pasă cu călcâiul frumos acolo. Com acum. Gafur. Mingea la Dungu. Dungu către Gafur. O pasă genială. Gafur ratează. Și da, ce ocazie mare. A și faultat acolo Gafur. Mingea la Mings. Iar acum din nou Hewitt. Hewitt acolo. Hayam. Pericol. Centrare în careu. Emnes înscrie. Ăla n-a avut nici măcar o reacție. Cine dracu a fost? Vegas. Cred că Vegas a greșit din nou. Om, pasă bună la Gafur. Gafur la Dungu. De ce dracu s-a dus la ăla? What the fuck? Am dat încet. Vorbesc serios. Butler. Butler rămâne și trimite o pasă excelentă către Barkham. Poate să fie gol aici dacă centrarea e bună. Pe jos. Pe jos acolo. Chambers a stat excelent. Și este pauză. 1-0 pentru Ipswich. Pasă la Gafur. Merge la Dungu. Dungu o pasă către Gafur. Gafur trebuie să scrie gol! Gafur! Învață-i tu, bă! Viitorul echipei noastre, Gafur, înscrie un gol foarte frumos. Foarte frumos. Peste pada și pasta lui Dungu. Genială, genială. Două goluri. Da, final de meci 1-1 doar cu Ipswich. N-am reușit să-mi scriu. Dungu a fost pur și simplu degeaba în acest meci. Deși a luat 7.1. Bine, n-a fost tocmai degeaba pentru că a dat pasa de gol, dar totuși. Gafur a reușit să-mi scrie din nou o notă bună pentru el. Com mi-a plăcut, deși a luat 5.7.
n-a ieșit în evidență, dar per total a jucat bine, a recuperat când trebuie. Și da, un meci destul de nasol și plictisitor, dar asta este. Da, data viitoare o să avem meci cu Hull City, Middlesbrough pe primul loc, legate cu mine și cu Sheffield, la puncte, dacă golaverajul ne desparte. Iată cam același golaveraj și cu Sheffield, Wed. O să fie un campionat foarte greu, dar în continuare mențin poziția în primele două locuri, ceea ce e bine. Hull pe locul 4, o să fie un meci greu, presupun. Și cu cine mai avem după aceea? Asta e că am primit un mesaj. A, conferință de presă, pula. Mai avem meci cu Wigan, ok, încă un meci greu, două meciuri extrem de grele. Cu QPR am picat, iată, în Capital One Cup. Ok. Uite aici cu Middlesbrough, Bournemouth, Fulham. Ce meciuri grele, mă. Echipe foarte bune aici, foarte bune. Și da, cam asta a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Eu am fost cu Ec, ciao les.